Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la emisiunea Gărațcaia Sreada. În această seară ne-am propus să discutăm despre stare de lucruri în domeniul alimentației din grădinițe. Salut prezența în studio a domnului Radu Mudreac, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și a domnului Lian Carp, deputat. Bună seara, domnule Carp, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnul Mudreac, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune prin a vă întreba, care este starea de lucruri la moment în ceea ce privește alimentația în școli și grădinițe? Noi, ca să spunem un calificativ la situația care este la ziua de astăzi, putem să facem o trimitere la câteva lucruri ca să ne putem da seama foarte simplu. Din cei 11 agenți economici care au fost constatați cu abateri de la legislație ce ține de livrarea de produse alimentare și participarea în licitații trucate în anul 2016, toți cei 11 astăzi își desfășoară activitate la nivel de țară, nu sunt îndigheriți de nimeni, o activitate profesională cu venituri colosale. Deci, ca să avem o claritate, eu nu cred că s-a schimbat lucrurile spre bine, având în vedere că toți cei 11, care la prima vedere părea că sunt pe banca acuzaților, astăzi desfășoară activitate. Această epopee începe cu anul 2016. A existat o comisie parlamentară făcută pentru a ancheta. Ați fost cel care ați condus această comisie parlamentară. Care sunt, concluziile la care s-a ajuns? Ce ați constatat atunci când ați mers în teritoriu? Eu vreau să aduc aminte că în anul 2016, luna decembrie, da, toată societatea din Republica Moldova a fost bulversată, practic, de starea de lucruri care, constatând acele înregistrări telefonice care au fost puse în mass media, pentru că poți să aștepți la orice, la furturi de miliarde, bardac într-o parte, în altă parte, dar atunci când se bagă în farfurie copiilor sau să pun în farfurie copiilor produse necalitative, cred că asta e ceva ieșit din comun. Și atunci a fost creată acea comisie specială, chiar am în față acea hotărâre a Parlamentului din 23 decembrie 2016, unde a fost aprobată o componență din toate fracțiunile de membri, unul dintre care este și domnul Carp, unde pe parcursul la 3 luni de zile a avut 16 ședință, unde am avut ieșiri în teritoriu, am avut constatări, audieri, analize de acte, audieri atât a celor instituții care sunt responsabile conform statutului de activitate, cât și a organelor de drept, care până la urmă a venit cu un raport la data de 24 martie 2017, unde a fost clar stipulate toate cele constatate și acele recomandări care urmau să fie aplicate. Da. Domnul Carp, vreau să ne spuneți, iată, atunci când vorbim despre alimentația copiilor, sunt invocate o serie de motive. Unul din ele este lipsa bucătarilor, asistenților medicali. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, cât de plauzibile le considerați aceste argumente și dacă asta ar putea constitui un motiv ca în farfuria copiilor noștri să ajungă alimente necalitative și alimente care nu corespund, de fapt, prescripțiilor medicale. Bun, un salariu mic, atât la bucătari, da, cât și asistențe medicali, creează o problemă în ceea ce privește angajarea lor, dar în urma acestei comisii noi am venit cu soluții cum putem avea o alimentație de calitate și asistenți cu salariu mult mai mare. Da, noi, spre finalul acestei comisii, am elaborat un proiect de lege care prevedea că asistenții medicali care răspund în primul rând de comisia de triaj care primește aceste produse alimentare în grădinițe să nu fie angajați instituții de învățământ, dar să se subordoneze în primul rând centrul medicilor de familie, fiindcă asta ar fi soluționat câteva probleme. Prima problemă nu ar fi fost în subordine directorului instituției de învățământ și asta într-un fel practic aveau aceeași de sub influență și aveau aceeași responsabilitate în ceea ce privește calitatea produselor. Doi, aveau un salariu mai mare. Deci acum se laudă cu creșterea salariilor, dar de fapt această creștere nu este semnificativă. În asemenea situație ar fi primit acest salariu nu din fondul administrației publică locală, dar de la CNAM. Și astfel ar fi avut un salariu dublu, practic, în comparație cu ceea ce este acum. Și trei, noi, deci practic,
am fi rezolvat problema în cazul când acești asistenți medicali plecau în concediu, centrul medical de familie ar fi asigurat cu delegarea altui reprezentant pentru a fi în această comisie de triaj. Deci noi rezolvăm prin acest proiect de lege trei probleme. Din păcate, guvernul a dat aviz negativ acestui proiect de lege, considerând că trebuie să vină cu anumite strategii, cu nevoie. Au trecut deja 2 ani de zile, iar nicio strategie nu a fost propusă în loc. Deci, practic, a fost iarăși ca la praznicul care duci mortul, dar de fapt el nici nu există. Eu cu completare ce spune domnul Bărău, pentru că nu a apărut din senin acest proiect de lege, noi am avut ieșiri în teritoriu. Am fost la grădinițe în 4 raioane care am vizitat grădinițele, unde am constatat un asistent medical era la 0,25 angajat, altul era concediu de boală, altul era concediu de odihnă. Era absența acestui segment și nimeni nu poartă nicio răspundere. Asta e. De ce aici am venit cu această propunere care a venit cu acest proiect de lege? Pentru că cu el scotera câteva lucruri. Și asta a fost necesitatea ca acest proiect să fie înaintat. Unde a fost înaintat de toată comisia. Da, toți reprezentanții tuturor facțiunilor parlamentare. Când s-a ajuns la votare, în păcate... Domnul Drag, iată, problema cea mare se conturează și în jurul a ceea ce se numește meniu. Și părinții și copiii practic susțin în unison că terciul este la ordinea zilei și lipsesc legumele și alte componente care sunt recomandate de către medici. Volens nolens fac referire la starea de lucruri din Republica Moldova în legătură cu merele. Sunt ele prezente, iată, nu știu, în meniul copiilor în condițiile în care am avut un an benefic? Ca să începem, este un meniu care este aprobat de Ministerul Sănătății. 23 de lei am găsit, e mult, e puțin? Chiar și componența meniului. Da. Ca să fie, la acești 23 de lei putem să procurăm ceva, dar ceea ce se întâmplă astăzi în achiziții, putem să nu procurăm nimic. Adevărat. Pentru că cred că să ajungem la prețuri de achiziții. Noi, în perioada cât facem acele vizite pe la grădiniță, cât am umblat 3 luni de zile, am găsit, schimbările au fost într așa un mod, că s-au zis când umblă o comisie prin grădiniță, am găsit banane, dacă vă citim. Da, interesantă situație. Nu, așa a fost, am găsit banane în frigidere, pregătit banane, citrice, fructe, înseamnă că se poate. Întrebarea este destul de interesantă. Atunci când s-au organizat acele achiziții și noi am venit cu un concept, cu totul alt fel de concept, atunci ar putea participa agentul economic care e producătorul autohton sau importatorul la direct. Da. Îți create niște condiții când participă cu totul alte persoane care nu au treabă, nici în calitate de producător, nici în calitate de importator. El întâi câștigă licitația cu cel mai mic preț, după aceea ia condițiile licitației și începe a îmbla prin piață căta produse la prețul care a câștigat licitația. De ce noi suntem în situația când agenții economici autohtoni, acelești fructe, legume, care am avea conform conceptului care noi am decis ca să venim cu o recomandare față de guvern și am obligat mai bine guvernul să vină cu un concept nou, schimba lucrurile categoric altfel. Unde trebuia să fie acel meniu care este aprobat. Că astăzi avem și altă problemă, că meniul este aprobat, un meniu unic la nivel de țară, ceea ce ține componența produselor care trebuie să fie conținute. Noi am fost la un șur de grădiniță, ele sunt diferite toate. Iată, vreau să întreb despre acest lucru pe domnul Carp. Cum se întâmplă, domnul deputat? Bun. Deci, referitor la sumă, această sumă a fost majorată tot în urma intervenției, deci comisiei. Am făcut atunci un amendament personal și a crescut practic cu 4 lei prețul la alimentație sau de sumă pentru alimentație pentru o zi. Însă, referitor la meniu, cu adevărat noi am mers practic un meniu care este aprobat de Ministerul Sănătății, cum se numea atunci, noi am mers într-o singură zi, am reușit în vreo 11 grădinițe, dacă nu mă înșală memoria, în 11 grădinițe, 11 meniuri total diferite. Deci, practic, iarăși recomandăm, dar până la urmă faceți cum doriți. De aceea, deci, marea problemă care este că noi, din cauza că aceste... Am pus întrebare, de ce se întâmplă așa? Din simplu motiv că agenții economici sunt diferiți la diferite instituții de învățământ preșcolare și ei prestează sau aduc anumite produse în fiecare zi diferit, nu după cum este meniul. Și atunci ne trezim, faci mâncare din ceea ce ai.
Deci am avut meniuri diferite, totală. Deci azi a adus pește, s-a mâncat carnea, s-a mâncat atunci facem pește în loc de carne și tot așa acest rolaj harababură, deci care se află din cauza acestei proceduri de achiziție. Deci noi spuneam că este necesar o altă abordare în ceea ce privește, am recomandat guvernului, ca să vadă soluția despre alt fel de tip de procurare a produselor. Și atunci spuneam pentru... Noi avem un exemplu cât de cât pozitiv, să nu spunem că e ideal ceea ce avem acum, dar cu aceste combinate școlărești care există în municipiul Chișinău. Combinate, așa se numeau istoric, vremuri, probleme de combinate școlărești, unde ei primesc această sumă de bani fixă, da? Și ei participă la licitații, mai departe ei nu procură așa cum se fac la grădiniță. Ei fac licitația la cereș în luna octombrie, în luna martie. Clar că în luna martie cereșul o să costă 40 lei, iar dacă faci această achiziție, o faci în luna mai sau iunie, le vor costa 1,20 lei. De aceea, combinatele școlărești care existau, ele făceau la preț cât trebuie să alimenteze, 5, 10, 15 lei. Iar apoi procurau de pe piață cel mai ieftin produs, la momentul când acest produs era pe piață. De aceea ei, având o sumă mai mică în școli, reușesc să ofere un salariu mai mare pentru bucătari. Revenim, ce spuneam la începutul emisiunii, noi am propus soluția pentru asistenți sociali și a doua era pentru a prevedea și în grădiniță să există aceeași procedură de achiziții ca și în aceste combinate, centralizat. Și atunci tu rezolvi problema și cu un salariu mai mare pentru bucătari. Deci rezolvi și doi, practic la preț, din suma de 23 de lei, tu poți oferi o alimentație mult mai calitativă, dar se dublează. Dar vedeți că cineva, nu știu, cantitatea de produse care ajunge în farfuria copilului, mă refer la carne, pește. Teoretic, da. La nivel practic? La nivelul practic, asta sunt instituțiile statului care ele ar trebui periodic să aibă ieșiri în situații aleatoriu să controleze cum are loc acest proces, alimentație. Noi când am fost ultima dată sunt la Peresecina, dacă nu mă înșală, iarăși, dar la Peresecina am verificat, chiar am cerut atunci Condica și la Românești. Când a fost ultimul control? Ultimul control fusese cu 3 ani în urmă. Deci cu 3 ani în urmă, nu cu un an, cu 2, 3 ani în urmă. Și nimic constatare. Și nimic nu a constatat. Deci dacă ai un control odată la 3 ani de zile, deci nu poți constata. Deci aceste servicii, ele au mai mult o altă rolul lor este alt. Rolul lor este așa pur și simplu de a mai stoarse din cineva și pentru lor nu este interesant calitatea alimentației în grădiniță. El mai bine pleacă la un depozit și cineva îi pune în buznar. Pleacă la piață și pune în loc să pună o amendă, pune în buznar. La grădiniță el nu îl interesează ca să aibă localitate. Are el locuri unde poate să plece și mai departe din corupție să trăiască mai bine. Domnul Dreac, am ajuns, iată, la aspectul, cred că cel mai sensibil. Vreau să vorbim despre licitații. Să completez ce a spus domnul Carp. Noi am propus ca un concept și aici a făcut Dimitrie domnul Carp la autocombinate care sunt. Noi ne s-a propus că la nivel, noi avem astăzi, de exemplu, Raionul Briceni, 28 de localități avem. Da. 28 de grădiniți. Sunt cu unii 20 de copii, unii 50 de copii, unii 10 copii. Toți sunt obligați să facă licitații. Atunci când ai 20 de copii în mediu, înseamnă tu procuri pe an 40 de kilograme de carne sau 50 de kilograme de pește, prețul este de 50 de lei, atunci când sumativ, la centru, într-un centru raional, să strâng toate comenzile și să organizează o licitație, atunci înseamnă că prețul la kilogram cu 30% el scade. Cantitatea altceva. Și s-a propus atunci de către comisie o propunere ca în fiecare centru raional să fie creat o întreprindere raională sau municipală, unde fondator să fie Consiliul Raional sau Consiliul Municipal, unde să fie acele condiții bune pentru păstrare, cu angajați și experți în domeniul alimentației, care vor face recepție la produse, care vor face livrarea la produse, cu condiții de păstrare frigorifice sau care sunt necesare conform cerințelor, și care va organiza o licitație pentru toate necesitățile de raion. Asta a fost o propunere care să fie. Și atunci, de ce producătorul dacă m-am făcut trimitere la raionul Briceni, din Briceni, să nu participe la licitație, dacă sunt cartofi acolo cu cartofi, la un preț mic, sau importatorul să nu cu 20 de tone de pește să nu să propună acolo, sau producătorul de panificație să nu vină să participe acolo, pentru că noi astăzi avem agentul economic câștigă licitația în Cacul, să duci cu până de la Chișinău.
Sau îți duci, vin cartofii la Chișinău, după care îți procură în Chișinău și se duc înapoi de la Briceni la Chișinău și iar duci înapoi la Briceni. Și atunci noi îi punem întrebarea, despre ce ești mier? De ce nu organizezi o licitație în raion unde participi cu 100 de tone, cu 200 de tone? Apropo, nu ar fi interesant. Apropo, cu merele, dacă vă mai duceți aminte, lansarea de către premierul măr pentru fiecare copil. Da, și a fost o singură zi sau două, așa, un măr pentru fiecare copil, apoi a fost o ladă la școală și de la ladă a rămas fiecare cu mărul de acasă. Deci cam asta, orice inițiativă pornită este doar pornită. Da, atunci și pentru Armata Națională da, că deci vor ajunge. Atunci, probabil s-au mâncat prea mult în anul acela și anul ăsta. Și atunci, care a fost propunere? Ca să fie o transparență, ca să fie economic. Și atunci, cei 20, 23 de lei iar fi realizați foarte rațional. Tot un alt, cu alt, o altă cantitate, cu altă meniu pentru copii și ar fi cât de cât gândit. În cazul care este astăzi, de asta și-a fost schimbarea conceptului. Nu a fost obligat, dacă vreți să dau citire la cel guvernul, în termenii 3 luni de zile, va prezenta în plenul Parlamentului informația despre acțiunile întreprinse în vedere depășirii situației în domeniul care... Câți ani au trecut și încă nu a venit niciodată, nu a fost guvernul? Domnul Dreag, da, agenții economici care au activat, nu știu, până în 2016, s-a produs o, nu știu, o metamorfoză, s-au schimbat la față și au rămas în esență aceiași, așa cum se vehicula? De aceiași au rămas dintre cei 11 de care au participat, erau actori, ca să zic, pe bănuiți de CNA, toți sunt, din câte eu cunosc, sunt toți 11 sau pare mi că unul nu este, sunt toți astăzi, fac desfășoară activitate, nici stringherit încă o dată îți spun, pentru că am mai avut eu careva întrebări atunci când s-a aprobat nouă lege de achiziții în Parlament și niciunul n-a fost inclus măcar de ochii lumii în lista neagră. Niciunul. Nu o să întreprinzi categoric nimic pe domeniu. De ce desfășoară activitatea? Domnul Car, probabil făceau parte din cei 90% din cetățenii onești, da, care fură în țara asta și în condițiile astea poate le dădea și o diplomă de onoare pentru bună activitate pe care o desfășurată. Nu clar că este deci, o formă de glumă. Noi, prin această centralizare, cum noi vorbim, da, crearea combinatelor sau depozitor locale, rezolvă câteva probleme iarăși de bază. În primul rând, tu oferi instituțiilor de stat de control, noi vorbim ANSA și așa mai departe, să nu alerge la 40 de agenții economici care livrează diferite produse, da? Fiindcă pot același produs unt să fie în 40 de grădinițe, să fie 40 de agenții economici diferiți. Și atunci trebuie să verifici 40 de depozite. În cazul când ai un depozit unic, deci asta îți oferă posibilitatea că ANSA să poată verifica în ce condiții se află acest depozit. Dar marea problemă este că mulți din ei nici nu au depozit. Fac această... Da. De pe roți, vânzare de pe roți. Da, vânzare de pe roți. S-a luat de la piață, s-a dus-o mai departe, fără să mai existe depozitarea, ca în acest depozit există verificarea calității și așa mai departe. Păi deci aici vreau să ajung. Există un alt logic, din momentul procurării până în momentul în care ajunge pe farfuria copilului, dar până la urmă toate aceste elemente care sunt implicate ar trebui să poarte o anumită răspundere? Pentru că dacă e să facem referire la cazul din 2016, atunci când am avut terci cu veri, și bucătărea sa inclusiv, și agentul economic, și directorul instituției, și lucrătorul medical, se fac vinoveți în cazul ăsta? Există un lanț în care verifică propriu-zis calitatea. Da? Da. Se începe propriu-zis, prima responsabilitate o are agentul economic care procură. Deci noi vorbim de cel care procură, mai departe, el livrează, și livrând la grădiniță există comisia de trieri, care este directorul instituției de învățământ, bucătarul și asistentul medical. Deci trei persoane. Asta, dacă noi vorbim de primă, da? Linie sau filtru de verificare a calității. A doilea filtru, care este unul aleatoriu, sunt alte instituții de stat, ANSA, care verifică propriu zis că agentul economic care livrează produse, deci el are condiții necesare de păstrare, plus el garantează calitatea. Fiindcă tu, având depozit, trebuie să garantezi calitatea. Tu livrezi, dar tu dacă nu ai depozit, pur și simplu ai luat de la cineva din piață, ai urcat în mașină, nimeni nu mai verifică și condițiile de transport, fiindcă mașina trebuie să aibă anumite condiții, autorizare de transport. Din majoritatea cazurilor nu există aceste autorizări, adică autoturismul sau mașina care transportă nu are această autorizare. Pur și simplu este fără ca să mai există ca acest transport să fie echipat corespunzător. Foarte puține cazuri noi avem. Noi îngăsesc cu taxiurile, ziceam.
Domnul Dreac, noi ne aducem iarăși aminte de anul 2016 și de aceste legături telefonice, apeluri telefonice, mai concret să fiu, atunci când cei din grădiniță încercau să semnaleze o problemă că fie cartofii, fie carnea nu corespund calității și le se sugera ca să o prepare în așa mod și fără a face mare zarvă. Asta ne duce la concluzia că există grupuri de interese, există persoane, grupuri care sunt cele care protejează, iau în ghilimele de rigoare aceste instituții? Tot ce a fost constatat și ce este astăzi este bazat pe interes economic. Și mai reieșând din faptul că nimeni n-a fost eliberat din funcție, nimeni nu este o hotărâre de instanță pentru cu sancționare și se desfășoară mai departe activitatea, înseamnă că este interes și la alte nivele. Ca să fie clar. Pentru că pentru numai cele discuții telefonice cu acele constatări care au fost, eu am spus, am început cu asta, aceștia sunt copii. Și de ce? Ei trebuie să stea toți la dubă. Și gata. Da, la ora actuală, iată, peste nu aproape 3 ani. Ce nu s-a întâmplat? Doamna Nagdibeda, e director Doamna Nagdibeda, sau poate... Ei nici nu este, dar vin cu o două întrebare. Articolul 4, hotărârea Parlamentului din 24 martie 2017, asta ca urmare a aprobării raportului Comisiei. Da. Procuratura Generală, în termen de 2 luni de zile, va informa Parlamentul privind 1. Acțiunile întreprinse pe marginea procesului penal, privind depășirea atribuției de serviciu de către persoanele publice din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. 2. Implicarea funcționarilor din cadrul Direcției de Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău, întrucarea licitațiilor. Și 3. Acțiunile întreprinse pentru tragere la răspundere persoanei vinovate la deliberarea alimentelor alterate. Până la ziua de astăzi, nu avem nicio informație care a fost prezentată de către organele drept. Ceea ce denotă faptul că lăsăm semne de întrebări și puncte. Noi, practic, ce să spun eu, noi glumeam atunci la tribuna Parlamentului să nu dea Dumnezeu ca cumva voi să găsiți vinoveți bucătarii. Când spuneam, au furat toate începând de la cei care au organizat achizițiile și una și alta prin convorbirile telefonice s-a demonstrat atunci acest lucru și la urmă zic să nu vă treacă prin cap cumva să aruncați vina pe bucătari. Și așa și-a fost. Da, și s-au încercat acest lucru, s-a încercat lucru, dar tot din acele convorbiri telefonice s-a demonstrat că bucătarii au avut responsabilitatea mai mare decât au avut o funcționare. Asta este, deci, paradoxul, că bucătarii care au un salariu de 3 ori mai mic, 5 ori, adică cu salarii mizere, care în loc de 5, 3 bucătari, abia 2 fac față, au purtat o responsabilitate mai mare decât au purtat o funcționare. Domn Carp, iată, până la urmă premierul și unele partide parlamentare au venit cu inițiativa de a prelua experiența Lituaniei în ceea ce privește deservirea școlilor și grădiniților și spun că au practic o experiență de aproximativ 15 ani în domeniu. Bun. Anumite combinatele, hai să spunem, alimentare, școlărești din municipiul Chișinău au o istorie mult mai mare. Și o fac numai rău. Chiar au încercat, unele s-au reformat prin alimentația numită de tip bufet suedez, în care copiii pot alege una, alta și într-adevăr a crescut calitatea. Ceea ce sunt două tipuri de alimenta copii. Una, fie prepari tu și atunci garantezi tot lanțul alimentar, fie metoda de catering, unde tu pur și simplu cumperi serviciu și un agent economic îți aduce produsele. Domnul Carp, eu asta vreau să vă păstrați gândul. Alo, bună ziua! Da, am reușit ca să facem legătură cu doamna Rodica Guțu. Bună ziua, sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi discutăm despre calitatea alimentelor în școli și grădinițe. Doamna sunt vasă edită Consiliului de Administrație. Revenim mai târziu sau puteți două minute să ne oferiți și nouă? Bine, domnia s-a refuzat. Domnul Carp, vreau să ne spuneți ce se întâmplă până la urmă și dacă sunt viabile aceste proiecte. Ați făcut referire la experiențele altor state, chiar experiența Elveției. Suedia, da, cer scuze. Deci, eu am fost atât în Suedia, am văzut cum are loc procesul de alimentar și cunosc și metoda de catering. Deci, cum are loc propriu-zis alimentarea.
Pentru situația Republicii Moldova, da, eu aș prefera modelul suedez. De ce? În Suedia există, fiindcă statul garantează propriul alimentare a copilului, sănătatea copilului și nu numai cetățeanul, este un stat social. Și în condițiile astea, statul este cel care asigură printr-un depozit unic, se procură la nivelul administrației publice locale toate produsele, după care are loc repartizarea acestor produse prin instituțiile de învățământ. Și care este plusul acestui tip de alimentare? Plusul este că în cazul când tu prin metode de catering, da, procuri această alimentație și agentul economic cumva are 3-4 încălcări și tu vrei să rupi contractul, să întrerupi contractul, atunci trebuie să organizezi o altă achiziție. Până organizezi o altă achiziție, înseamnă copiii nu pot fi alimentați. Deci noi nu putem cu acest lucru. Deci pentru situația Republicii Moldova, noi ne putem trezi ca să, nu, să avem o perioadă de, în care nu putem să alimentăm copiii. De ce? Exemplul suedez este mai aproape pentru noi, unde există aceste depozite. Domnul Mudreac, iată, guvernul ne asigura că datorită unei platforme online vom avea posibilitatea să monitorizăm online alimentarea copiilor. Ține de proiecte de viitor sau este ceva ancorat în realitatea imediată? Eu cred că zboară în cosmos încă. Dați să încercăm ce a fost 3 zile în urmă diferența de prețuri. Da. Să o ducem înapoi la anul 2016. Eu o să dau careva comparație ce a fost stabilit în 2016 și să o comparăm ce și este astăzi. Ați văzut că a fost publicată și acea tabelă de diferență, unde deviază de la o direcție din sectorul Chișinău la altă direcție. Eu să dau câteva citiri la care vă rog. Ce a fost stabilit atunci? Brânză cu hectare, Ciocana, de la același producător vorbesc. Sectorul Ciocana, procură cu 46 între 54 bani. Sectorul Rușcan cu 84,90, diferența de 38 de lei la kilogram. Pentru același produs. Pentru același produs. Unt. Ciocana procură cu 72,90, Boicaniu cu 99 de lei, diferența 26 de lei. Smântână, sectorul centru, 22,41, Boiucan 46,43, 24 de lei, dublu. Chifir, Botanica 11,57, Rășcani 13,60, cu 2 lei la litru de chifir. Cum explică persoanele implicate? Sau cum se explică? Pentru aceste prețuri, spuneți ca să înțeleagă lumea, unde s-au dus diferența asta de prețuri? Asta nu e un scenariu. Și atunci mă întorc înapoi. Procuratorul General, în termen de două luni, va informa Parlamentul, privind, punctul 2, implicarea funcționarilor de Direcția Educației, Tineret și Sport în municipiul Chișinău în trucarea licitațiilor. Eu mai degrabă consider că este o înțelegere de cartel între agenții economici care livrează diferite produse. Tu îmi asigur quorum într-un fel în ghilimire la smântână, eu îți asigur quorum la cașcaval și tot așa mai departe. Cred că nu în zadar acești 12 agenții economici care au fost sau câștigau cele mai multe licitații în ultimii ani, eu consider că a fost o înțelegere de cartel în care au fost implicați și funcționari într-o care licitațiilor propriu-zise. Ia uitați-vă, rog, sfecla roșie, da. Sectorul centru procură cu 6 lei 0,1 bani. Ciocana cu 1,99. 500 de procente diferență. Varza. Ciocana cu 3 lei și 12 bani. Boiucanu cu 5,80. Știți, Bârșcanu la ce mă gândesc eu acum? Asta. Ce face, nu știu, pretura? Pentru că până la urmă avem și preturi de sector. În ce măsură ei sunt implicați? Ca să înțelegeți, până la urmă s-a stabilit că noi în municipiu Chișinău avem nu 5 sectoare și 5 direcții, dar avem 5 sectoare cu 5 direcții și încă 6 direcții generale, iar e direcții. Da. Până la urmă. Și fiecare țară în țară. Și nimeni, direcția generală nu poate răspundere ce organizează fiecare sector. Și eu am pus întrebare. Unde sunt banii ăștia? După aceea ne întoarcem la două întrebări. Colectarea banilor de la părinți. Da. Când ajung bani pentru alimentație, trebuie să participe și părinți cu o cotă oarecare, să suplinească ceea ce... Deci problema alimentației care este azi are două componente. Componența ce ține de siguranța produselor care sunt alimentați copiii și doi ce ține componenta economică. Deci am încercat și să facem legătură cu doamna Guțu ca să vedem și punctul domniei sale legate de problemă. Domnul Carp, eu cred că regia o să mai revină la doamna Guțu, poate reușim ca să facem legătura. Domnul Carp, vreau să vă întreb, iată, săptămâna trecută
Colegii noștri din media au prezentat un alt caz interesant atunci când copiii de la un liceu din capitală, pe lângă faptul că trebuie să vină la școală și să învețe, sunt obligați, oarecum iau în ghilimele de rigoare, să așeze masa, să strângă, să ajute într-un fel persoanele de la bucătărie. În ce măsură este această acțiune legală și dacă ar trebui să se sesizeze aici organele abilitate? Bun, pentru, eu consider că mai important este nu cine pune masa, dar ce pui pe masă. Da. Dacă ne aducem aminte, când eram copii, în școală se făcea cel de serviciu în care odată, acolo în lună, două ori, te ajungea rândul pentru propriu-zis. Și acest lucru este disciplinarea copiilor. Eu o consider ceva care este, bun, nu o normalitate, dar nu... Dar, de la clasele primare, e okay? Dacă copii clasele primare nu... Copiii, da, deja clasele mai mari, consider că pot fi și o responsabilizare. Mai Japonia, alte state au acest lucru. Eu nu văd în asta o problemă foarte gravă. Grav este când tu pe masă, în loc să pui produse de calitate, tu pui ceva la preț ridicat și încă și de calitate proastă. Deci asta este marea problemă, că tu amăgești, furi. Tu furi din farfurie copilului. Citesc din ceea ce au spus copiii. Iaurtul a fost cu mucegai, scaunele sunt murdare. Asta e problema. Pâinea este dată la copii consecutiv dacă nu este consumat. În pârjoală s-a găsit păr sau alte insecte. Asta e problema. Asta e problema gravă. Copiii, din contră, pot să monitorizeze mai bine procesul și calitatea, fiindcă îi văd, pot face diferența cei ce mănâncă acasă și cei ce mănâncă în... la școală, în condițiile când ei sunt implicați în proces, eu chiar consider că ei pot să sesizeze părinții despre calitatea alimentației, iar părinții mai departe se implice, fiindcă părinții trebuie să știe că doar implicându-se pot să garanteze, fiindcă cei ce va mânca copilul la școală va avea consecințe de sănătate. În primul rând, dar noi avem fel de fel de pancreatite la copii, la vârstă, la grădinițe, ele sunt în creștere și asta se datorează faptului că este calitatea foarte proastă alimentației. Domnul Dreacheta, spuneți-mi, vă rog, pornind de la aceste cazuri, părinții, atunci când cunosc, ce ar trebui să facă și dacă există vreo siguranță că starea de lucru se redresează? Asta cred că se întreabă fiecare părinte. Părinții, în primul rând, trebuie să sesizeze instituțiile statului. Deci, este, nu trebuie să le fie frică și nu trebuie să teamă de nimic, dar trebuie să sesizeze. Pentru că dacă nu se sesizeze părinții, practic nu o să fie mediatizată și nu o să cunoască ce se întâmplă. Asta e una. Iar ce se spun copiii acum și ce a fost cu 2 ani în urmă, încă o dată confirmăm sau constatăm faptul că guvernul nu s-a ocupat de întrebarea dată, nu a hotărât problemele care au fost constatate atunci la acel moment și depistate și se prelungesc până în ziua de astăzi aceeași situație. De ce urmează ca cine, ca pe viitor, de schimbat în diopsi, cum am fost și am menționat și am venit și cu recomandări din partea comisiei, da, conceptul alimentației copiilor trebuie să fie schimbat categoric ca un alt concept. Radical. Inclusiv și conceptul ce ține de achiziție a produselor care urmează și alimentare pentru prepararea bucatelor în instituțiile, nu numai cele preșcolare, dar și cele școlare, este nevoie ca să fie schimbat tot categoric, radical tot. Pentru că eu am mai spus și alte date. Este strașnic atunci când situația aceea, când s-a furat acel miliard din sistemul bancar. Dar impactul acestui furtul acestui miliard, în comparație cu cei ce ține cu alimentația copiilor, este cu mult mai mic. Asta, da, e una la mână. Doi la mână, dacă este posibil de întors ceva sau tot din acel miliard, în sănătatea copiilor este mai important și nu știu cine poate să garanteze că poate fi întoarsă înapoi atunci când prin alimentație. Pentru că orice stat își dorește să aibă o națiune sănătoasă, dar națiunea sănătoasă începe anume de la copii. Domn deputat, în anul 2018, în ședință de guvern, s-a solicitat de fapt autorităților publice locale să aloce bani în mod prioritar pentru resurse financiare, ziceam, pentru reparația cantinilor școlare și a blocurilor sanitare. Iată, fiind în teritoriu, dumneavoastră cred că ați văzut la modul practic care este starea acestor cantine școlare și a blocurilor sanitare. Știm că nu a mai ajuns. Vă rog să continuați gândul. Ce s-a reușit? Ce ați constatat? Bun, depinde de la localitate la localitate, în dependență de responsabilitatea primarilor, administrației publice locale. Principiul Chișinău, situația este mai bună în sectorul Ciocana,
pentru că au pus accent anume pe cantine, absolut tot ce este necesar pentru preparare, utilaj și așa mai departe tehnologic. Alt sectoare lucru este sub semnul întrebării sau situația este relativ bună sau nu este cel mai grav. Dar oricum avem utilaj în municipiul Chișinău care sunt încă din anii 70-80, noi am constatat. Însă, ce privește apa curgătoare și alte lucruri, însă în anumite localități deja în afara Chișinăului lucrurile sunt diferite în dependență de implicarea administrației publice locale în îmbunătățirea consistorului. Dar noi acum, deci v-am spus, nu atât, noi trebuie să investim atât în utilaj, dar cel mai mult trebuie să investim în calitatea produselor care se pun pe masa copilului. Pentru că consecințele sunt mult mai grave după asta. Iată, până la 1 iunie, putem spera că starea de lucruri se va redresa într-o oarecare măsură. Vorbesc aici și la capitolul cantitate versus calitate, dar și despre o anumită transparență? Depinde cine o spune. În statul Republica Moldova depinde cum prezintă lucrurile. Dacă vine un băiat de treabă care se află în fruntea puterii, putem spune că deja curg râuri de miere și lapte fix ca în, ca poveste, ca da? În, grădina, ca în grădina Cananului, da? Sau Raiului. Deci când spune că veți avea... lucrurile pot fi schimbate atunci când tu schimbi sistemul. Deci da, poți, okay, cum spunea Bismarck, poți conduce o țară cu legi proaste și funcționari buni, dar nu poți conduce o țară cu legi bune și funcționari care nu sunt pregătiți. Deci necesitatea este ca noi să investim în primul rând în calitatea și instruirea funcționarilor, da? Și acel funcționar cu adevărat să acționeze într-așa mod să nu își schelodească propriul popor. Domnul Drag, întrebarea firească, revin la tezele enunțate la începutul acestei emisiuni. De ce nu a mers acest proiect pe care l-ați propus și de ce soluțiile identificate de către membrii comisiei au fost ignorate? Singur și ați menționat că hotărârea de guvern, că guvernul a spus că administrarea publică locală trebuie să aloce. În timp să aloce dacă ei nu iau. A spune că alocă prin buzunarul gol, cum pot să aloce. Dar noi știm care e situația în multe primării din multe localități, unde mai mult de jumătate de localitate plecați într-un agent economic și nu au nicio sursă în acele primării. Unde asta e una la mână. Doi la mână, eu cred că dumneavoastră au încercat să facă, dar nu au avut acea capacitate ca să hotărască aceste întrebări. Și a fost, cred că, o lobare de interes a celor care sunt, care livrează produse în domeniul dat, ce ține de alimentația copilului. Pentru că altfel noi nu putem să constatăm altfel lucrurile, pentru că din partea comisiei a fost recomandări foarte clare, instituțiile statului au primit indicații foarte clare. Bine, deci n-a fost sancționat nimic. Atunci trebuie să fie și sancțiuni, și pedepse, și persoanele incluse în listele negre. Și e schimbat alt fel de concept. Noi cât îl avem proiectul care e cu asistență medicală. S-a stipulat, guvernul va veni în curând cu o strategie nouă de aprobare. Până ziua de azi nu am nicio strategie. Până ziua de astăzi noi nu avem nici schimbarea situației ce țin cu asistență medicală. Ceea ce s-a încercat ultima perioadă, după ceea ce s-a întâmplat în Chișinău să fie un supliment la salariu din bugetul municipal, a fost o situație când 50% din adaos la salariu sau 500 de lei la salariu la 5 ține bucătare, ajutor de educatori, personal tehnic, care până la urmă, după cum cunoaștem, în 2009, în decembrie a fost la aprobarea bugetului, s-a stabilit că administrările publice locale și au instituțiile. Nu mai au voie să facă acele adaosuri. Din nou, au rămas acel personal fără de adaosuri la salariu. Situația nu merge spre îmbunătățire. Sau acel moratoriu de angajare. Noi avem și a treia problemă destul de mare. Ce este moratoriul la angajare în funcție la ziua de astăzi? Dacă vor să facă majorări de salariu din contul funcțiilor suplinite. În condițiile, dar asta se pune întrebarea, dar în condițiile când toate funcțiile sunt suplinite, ce faci? Din contul cui faci această majorare? Apropo, asta este o problemă, este o problemă care, care ar trebui să o luați în considerație și chiar să faceți o cercetare. Așa. Să vedeți că aceste majorări în anumite instituții vor avea loc fictiv și nu vor avea loc real, fiindcă dacă nu vor avea bani din reducerea anumitor funcții, deci practic nu va avea loc nici majorări. Dar spuneți-mi, vă rog, ca să revenim un pic la alimentația propriu-zisă. În continuare, noi trebuie să ne bazăm pe ceea ce se numește buna credință?
Sau există o pârghie legală? Pârghie legală sunt instituțiile de statul, este ANSA, corect, care trebuie să facă aceste controle periodice la depozite și a întreprinderilor care livrează marfa. Dacă tu faci aceste controle, v-am spus că a fost cu 3 ani în urmă, când noi am verificat, ultimul control a fost cu 3 ani în urmă, despre ce putem vorbi noi. Era moratoriu la control. Da, și asta era moratoriu, și sunt și moratoriu și nu știu ce și așa mai departe. Deci, 3 ani de zile nu a fost într-o instituție de învățământ de stat ca să fie control. Eu sunt sigur că la agentul economic, dacă și-a fost, a fost doar mă să-și aplicu, nu pentru altceva. Vă rog, domnule. Eu cred că la ziua de astăzi noi nu putem fugi de bunul simț, pentru că suntem creștini și bunul simț trebuie să fie și nu poți să prevaleze. Asta e una. Dar ce își ține pe segmentul dat, nu numai ca urmare a constatărilor, trebuie să fie din partea statului un control foarte și foarte dur. Ceea ce s-a strecurat printre degeți care va sancțiuni disciplinare, asta nu este un control dur. Pentru că ne-am întors peste 2 ani de zile iarăși la etapa care ne-am pornit cu aceleași prețuri și licitații trucate. Cu aceiași agenții economici. Asta din nou deloc faptul că nu este control dur, dar cu sănătatea copilor nu se poate de jucat. Dar nu știu, problema personalului, ea persistă și în continuare? Problema personalului evident persistă pentru factorul uman. La început de acest an, aduceți-vă aminte că câteva instituții de învățământ nu puteau începe anul școlar. Factorul uman persistă, nu poți să-l excluzi, pentru că atunci când le aloci un salariu bun și faci concurs pentru angajarea în funcție, e o situație. Iar atunci când rogi pe cineva să vii să plinească funcția, e altă situație. Noi de aceea și-am propus proiectul dat de lege, că asistentul medical să nu fie din incinta, să-mi subordine directorul grădiniță, dar să vii dintr-o parte, din altă instituție, care să aibă o poziție diferită, să nu aibă și nu știe influențat. Și ca salariu câștigă. Și ca salariu. Și atunci să fie o contrapunere de viziuni la recepția produselor, era o altă situație. Dar încă o dată încerc să repet, factorul uman, și atunci când nu ieți salariu, încerci să angajezi ceea ce ai. Dar nu organizați concursul la angajare. Domnul deputat, semiza pe cei din școlile profesionale. Era un argument când vorbim despre bucătari? Sau nu este ceva plauzibil, nu e ceva real? Atâta timp cât tu nu acordi un salariu adecvat, tu nu poți avea... Noi avem încă slavă... Acele pretenții, da? Pretenții. Noi, vă spun, încă la moment, eu mă mir de cum încă situația merge, da, cu acești bucătari. După inerție, după inerție. Sunt deja oameni în vârstă, o bună parte de bucătari, care el, pe lângă pensia mizeră, deci mai câștigă suplimentar în acest salariu încă mai mizer pe care îl are în funcție. Deci numai în condițiile când noi o să avem o altă viziune despre cum trebuie să aibă loc alimentarea, aceasta va duce după sine și creșterea salariului, și creșterea salariilor la asistenții medicali. Dacă modificăm legea, vor primi din altă sursă, practic, corect, va dubla. Deci, aceste majorare bani sunt, că mulți din acești bani din fondul, din GLACNAM, sunt cheltuiți aiurea, nu știu pe ce. Deci, noi am putea avea această majorare de salariu din fond pentru asistenții medicali din grădinițe. Deci, doar o altă abordare va atrage după sine și creșterea salariului, după asta va atrage și creșterea calității. Da, atunci voi putea atrage acești tineri care învață în școlile profesionale ca bucătari, voi putea să atrage să lucreze în instituțiile preșcolare. În caz contrar... Drag, o misiune pentru noul parlament este elucidarea acestor probleme și redresarea? Făcând abstracție, nu știu, de coloratură, de interese, de... Eu aș să mai expun altfel, cine nu ar fi? Da. Dar următorul parlament, cine guvernare, legislatură și guvernare care veni, au, cred că una din sarcinile prioritare este ce ține anume segmentul de alimentare a copiilor. Pentru că am văzut că a eșuat acest guvern cu soluționarea problemelor date. Deci următoarea guvernare sau următorul legislativ care vine trebuie să se schimbe un concept categoric nou. Eu lucrez la acest proiect de schimbarea conceptului care să fie interes de alți colegi, poftim, eu sunt bucuros ca să lucrăm la acest concept de schimbare, pentru că e o problemă națională, nu o problemă politică, dar el este nevoie de schimbat. Și doi, e aplicarea strictă a legii. Dacă nu o să fie sancțiunile și duritatea asupra controlului asupra acestei situații, pentru că noi am văzut, vine un parlament cu mălegă în gură și nu puteau să răspund nici la o întrebare, nepregătiți, eram nevoiți să... Da. Asta este. Domn Carp, avem o minută la dispoziție. Vreau să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră redresarea situației și dacă lucrul ăsta urmează să necesite și mijloace financiare.
Pentru că cred că ăsta este argumentul forte când vorbim de orice reformă, ni se invocă faptul că nu există mijloace financiare. Dacă nu s-o fără deci, și... Asta spuneam că noi, în primul rând, reorganizarea sistemului de alimentație în Republica Moldova, chiar și în condițiile alocării banilor care sunt, va duce atât la creșterea calității alimentare, va duce atât la creșterea salariilor celor care lucrează în domeniu. Dar, desigur, este necesară și o asistență din partea statului în ceea ce privește schimbarea utilajului tehnologic. Domnul Carbu, domnul Drac, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și țin să remarc aici că colegii noștri din regie au încercat de nenumărate ori să facă legătura telefonică cu Rodica Guțu, șefa Direcției Generale Educației, Tineret și Sport Chișinău, ca să aflăm din primă sursă care este starea de lucru, însă domnia sa nu a putut să ne răspundă. O așteptăm în studioul nostru, poate pentru a pune mai multe accente. Stimați telespectatori, eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. O seară bună alături de Accent TV. Pe curând!